Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi am deblocat noul meu brawler legendar Draco, așa că dacă vreți să mai vedeți episoade de Brawl Stars pe acest canal, nu uitați să distrugeți butonul de like, butonul de abonare și clopoțelul pentru toate notificările de la noile mele clipuri. Așa că haideți să încercăm noul nostru brawler legendar în meciuri. O să-l încercăm pe acest game mode, adică Haste, pentru că o să fie destul de bun, zic eu, având în vedere că ultimata sa este un dragon care trage foarte repede, adică este un fel de Ember la ultimata, așa că sigur o să distrugă safe-ul. Și haideți să ne facem ultimata. Dă destul de mult damage, ceea ce îmi place. Are un damage foarte mare. O să-mi fac puțin HP-ul, pentru că dragonul are HP exact cât am eu. Așa că dacă am mai mult, atât o să aibă dragonul. Deci uitați-vă cât damage dau. Ei nu trebuie să dau în ei măcar. Da, le-am distrus baza fără să-i atac măcar. Adică, da, foarte OP ultimata și cred că da, au distrus-o boții mei. Și nu-mi dau seama cât de mici am dat la bază pentru că nu mi-arată. În fine, am distrus baza, 13.000 damage. Nu știu dacă se pune la oameni, adică la adversar sau la bază, dar sigur la adversar, pentru că la bază am dat cu siguranță mai mult damage. Și o să dăm că ne-a plăcut acest match. Cred că ați văzut deja că mi-am luat și PES-ul, o să vină și acel episod cu PES-ul, pentru că vreau să mă joc mai întâi Draco și apoi să postez episodul cu PES-ul. Știu că ar fi trebuit să vină înainte episodul cu PES-ul și apoi episodul cu Draco, dar vreau să mă joc neapărat acest brawler, îmi place foarte mult, și apoi o să fac și episodul cu Brawl PES-ul. Mi se pare foarte OP. Ești foarte rapid când e pe dinozaurul ăsta. Are damage, are tot ce trebuie brawlerul. Are viață, gadget bun, star power bun. Ce poți să-ți dorești mai mult de la un astfel de brawler? Am văzut că adversarii au Brock. Nu-mi place deloc remodelul care l-a luat. Mi se pare că arată groaznic. Dar norocul meu că mă joc nou Brawler și nu Brock, pentru că nu-mi place deloc cum arată. Arată îngrozitor, părerea mea. Nu știu ce a fost în capul celor de la Supercell când au făcut remodelul pe Brock, dar nu le-a ieșit bine deloc. Cel puțin părerea mea. O să ne transformăm în dinozaur. Bine, o să mă pun călare pe dinozaur și o să-i distrug pe ăștia. Da, deci le dau de mult direct când nici serverul nu rezistă. Cade, ce naiba are? Da, și aici a fost momentul Sandy. Trebuia să pună momentul meu când a făcut două kill-uri. Nu înțeleg de ce au pus-o pe Sandy, dar în fine. Îmi place atât de mult acest brawler încât cred că o să-l joc pe fiecare game mode. Deci nu pot să stau fără să mă joc brawlerul ăsta. Îmi place mult prea mult, așa că prefer să joc mai multe meciuri în episodul ăsta. Se pare atât de distractiv, mai ales ultimata. Hit-ul normal nu e cine știe ce, dar ultimata e genială, deci e mult prea tare. Evident că după ce o să filmez episodul ăsta, cred că o să mă mai joc câteva meciuri, dar o să joc mai multe meciuri în acest episod, că de ce nu? Uitați-vă și voi îi distrug. Bine, evident că sunt boți, dar și playerii normal n-au nicio șansă când e pe dinozaur, brawlerul ăsta. Îți faci ultimata foarte repede. Dacă ai noroc, ți-o dai una după alta, adică poți să fii pe dinozaur și să mai te urci o dată pe dinozaur, adică să-ți dai din nou ultimata, ceea ce e foarte tare. Evident că văd că nu mai stă atât de mult pe dinozaur, cred că și-a luat nurse sau ceva. Nu știu ce are netul, nu-mi dau seama. În fine, ne descurcăm și ne jucăm în continuare. Nu mai transformă o dată, deci, bă, m-aș transforma non-stop, e mult prea tare. Mai ales, ultimata la el e genială. Deci e mult prea tare, sincer. Și da, star player-ul sunt eu. Bun. Îmi place asta. Și am cu 9 kill-uri. Foarte bine.
Nu mi-a mers microfonul la ultimul match, acesta ar fi al doilea match pe Wipeout, dar se pare că acum merge și putem câștiga acest match. Haideți să îi bat pe ăștia doi, pe Mortis și pe Colt. Bine, pe Mortis, da, bat și pe Mortis. Cutul ăsta am înțeles acum, ăsta gadget-ul, am înțeles care face healing, îmi dă un fel de scut. Iar Star Power îmi dă heal când mă transform din nou în dragonul ăla sau, de exemplu, dacă am 5000 viață și mă transform în dragon, mai dă 2700. Și da, un match foarte ușor. Am înțeles acum care este faza. Inițial mi-am dat seama care e faza cu heal-ul ăla, dacă îmi dă heal mie sau îi dă heal dragonului ăluia când mă urc pe el. Și se pare că la dragon dă heal. Am făcut și misiune, aveam o misiune de 5 win-uri pe Draco. Am făcut 66 de trofee pe el. Așa că cam atât cu acest episod. O să mă duc să filmez și episodul cu Brawl Pass-ul. Evident că trebuie să termin Brawl Pass-ul înainte și apoi o să postez și acel episod. Și bineînțeles, o să mă mai joc și câteva meciuri cu acest brawler, pentru că mi se pare foarte distractiv. Nu uitați să vă lăsați părerea în comentarii despre acest brawler Draco, dacă vă place sau nu, sau dacă vi se pare un brawler bun. O să citesc toate comentariile și o să le apreciez pe toate, cum fac de obicei.